Deci, eu sunt în clasa 11 și pot să vă zic ce cred eu că face școala din România să fie așa de căcat. După mine, prima problemă se află la profesor, ok? Pentru început, hai să vedem ce înseamnă un profesor cu adevărat. Persoana care îndrumă, educă și învață pe cineva? Acești oameni sunt puși acolo să învețe să îndrume copiii ceva? Și fix asta nu fac. Ba dimpotrivă, majoritatea învață un băiat ca mine cum să urască o materie doar pentru faptul că el o predă de căcat. Uite doar trei tipuri de profesori pe care eu îi am și spune-mi dacă mi-înțelegi durerea. Spune-mi. Ăla frustrat, care se plânge că materia lui nu e destul de important, așa că își bate joc de media noastră doar ca să-i dăm atenție. Ok, eu sunt pe profil real și materii ca franceza, biologia, geografia și așa mai departe nu îmi reprezintă un interes. Că de aia n-am dat la științe în pula mea. Așa că se găsesc câte un profesor de căcat să intre în clasă la începutul anului, să facă un discurs, zici că urmează să candideze la președinție, încercând să bage frica noi, și după care șamuie singur când află că de fapt discursul n-a rezolvat absolut nimic și în consecință nimeni nu știe ce predă el pentru că nimănui nu-i pasă. Acum te provoc să ghicești ceva. Ce face profesorul ăla când vede că nimeni nu învață la materia lui de căcat? Ai ghicit! Dă numai doiuri în sus și în jos, încercând să salveze onoarea de boschetar. Bună, copii, anul ăsta o să schimbăm foaia. Nu o să mai stăm să ne tragem de șinreturi, teste zilnic, ascultări în fiecare minut, să-l văd eu pe ăla care nu învață la mine, că jale va fi. Jale? Jale, am zis. Ziua următoare. Așa, să vedem A, B, C, dragiu. Trecem picioare și spunem ce am avut de pregătit pentru azi? Cum îți permiți să nu vezi la prestigioasa mea materie? Doi, și lasă să vezi ce îi spun eu doamnei voastre diriginte, că n-ați învățat nimic, dar nimic, mă, dar nimic, mă! Doar ca să știți și voi, profesorul ăla mi-a dat efectiv 2, fără niciun motiv, in real life, în fiecare semestru, cel puțin o dată. Futul în gură! Ăla care predă în chineză și se așteaptă ca noi să înțelegem tot. Eu nu știu franceză, ok? Nu pot să dau vina pe profesorul meu în cazul ăsta, dar am să dau totuși din motive evidente. De când a început anul, ne-a băgat în materie ca și cum am fi fost fucking veteran la franceză și nici măcar nu explică ceva în română, ok? Și dacă aș fi vrut să învăț, nu aș fi putut fără să fi știut deja franceză. Ia lecția, zice totul în franceză ca și cum ar trebui să înțeleg măcar ce zice, termină de scris 11.000 de table, pleacă din clasă. Următoarea zi ascultare și se miră: ce pula mea, cum să nu știți tot ce v-am predat ieri? Cât de dobitoși să fii să nu ține minte de la mână până la gură. Haha. Bitch, please. Cum să zici că eu trebuia să înțeleg tot ce ai scris acolo când tot ce am văzut a fost chineză în pula mea? Uite un exemplu de cum decurge ora. Vorbind în franceză, vorbind în franceză, vorbind în franceză, vorbind în franceză. Anticonstitucional de le jurile sur ma mère maintenant. Pele me știe că nu scrie niciodată și traducerea lângă. Următoarea zi. Zici mie ce înseamnă anticonstitucional de le jure sur ma mère maintenant. What the fuck? Nici măcar ai scris traducerea. Cum ar trebui să știu ce înseamnă? Dar ți-am explicat ieri. Da, în franceză. Merci. Proful ăla care niciodată nu-i mulțumit orice aș face. Există unele zile în care în a mea clasă intră un om care nu știe diferența între nu și da, apă și mâncare, pulă și pizdă. Nu cred că am cum să explic mai bine asta decât cu un exemplu. Dar ce să mai nenorocitul ăla nu mai vorbit atâta? Ce dracu, mă, că nu pot prea îngălege asta? Peste 2 minute. Ce bă, cu liniștea asta de mormânt, băi, dobitocilor, ce facem acilea, fac ora doar cu 2 copii? Peste alte 2 minute. Bă, chiar nu vă înțeleg, am zis să faceți liniște, frate, nu mai suport, nebunesc, mă, nu la directul să-mi schimbe ora, să mă sinucid aici. În ultimile 2 minute. Ok, asta a fost doar o fărâmă din profi pe care i-am eu la școală și pe care i-am avut vreodată, dar nu ei sunt toată problema. În problema aia se regăsesc și temele uriașe și sistemul de notare folosit total greșit. Uite, chestia asta n-am înțeles-o niciodată. Vrei să-mi fac tema, dar îmi dai una de 400 de pagini. Tu chiar crezi că o să mă gândesc măcar să o fac? Sau dacă am să o fac vreodată, crezi că nu o să am cea mai mare scârbă de pe pământ? Asta nu mă încurajează deloc să fac temele și poate, poate, doar dacă ar fi decente și minuscule.
ele. Poate chiar alese de mine, le-aș face și chiar aș învăța ceva din asta. Nena aici de față aruncă în mine cu 4 miliarde de pagini de scris doar pentru că el nu e în stare să-mi explice mai bine și așa crede el că poate dacă scrie acasă copilul încă vreo 5 ore separat de școală învață tot ce nu i-am predat eu. Bish please! Și încă o ultima chestie de final, voi ați observat cum din ce în ce mai mulți profi aduc ideea de note mici atunci când faci ceva rău sau când sunt ei frustrați și nu-i convine pur și simplu ceva? Scapi o sticlă pe jos. Mă, nesimțitule, vrei să-ți dau 2? Trănuți. Mă, nesimțitule, tu chiar vrei să-ți dau 2? Faci cancer în clasă și ai nevoie de ajutor. Mă, nesimțitule, tu vrei să-ți dau 2? 1, 1, 2. Observați cum 2-ul la care ar trebui folosit în notarea cunoștințelor mele legate de materia aia, per total, se transformă într-o pedeapsă pentru orice căcatul ale profesor vrea. Nu e corect și vă spun și de ce. M-am explicat deja, dacă iau un 2, cum am zis la primul punct, că iau în fiecare semestru fără niciun motiv, din partea profesorului totul corect, pentru că, bă, dacă vroiam eu să te întreb ceva, sigur găseam ceva-ul ăla, pe care sigur nu-l știai, deci puteam să-ți dau 2 oricum, așa că mai bine ți-l dau de la început, nu? Extrem de corect să-mi bag pula. După mine, notele astea folosite la nervi și doar de oftică ar trebui sancționate sever, pentru că mi se are super greșit. Super greșit, ți arăți frustrarea unui copil prin așa ceva. Acum, nu spun că toți profii sunt de căcat, ok? Am găsit o groasă de profi care au fost super de treabă, care m-au ajutat și n-au fost total inamicii mei numărul 1. Cum de altfel nu ar trebui să fie nici un profesor față de nici un copil. Dar spun de asemenea că există atâți profi nașpa pe lumea asta, în special în România, care trebuie scoși din sistem și înlocuiți cu unii care gândesc la viitorul copilului și nu la trecutul lui în comunism. Pe vremea mea! Și asta a fost videoul de astăzi. Vreau să vă mulțumesc că sunteți grozi. Zavi în continuare cu toate videourile care le pun pe canal și efectiv toate like-urile, omul, că câte sunt, ce pula mea. Oricum, nu uitați să dați un subscribe ca să vă abonați, să deveniți parte din legiune și pentru fiecare persoană care a lăsat un like la acest video, voi trimite eu personal câte un Maserati nou-nouț direct din fabrică în fața blocului ca să-i supo dacă locuiți prin locuri din alea. Pe bune, fără glume, vă mulțumesc că sunteți cu mine aici și ne vedem data viitoare. Alpaca King out. Hail, Alpaca.